Astăzi am lângă mine multe produse, diverse, atât de make-up cât și de skincare, asta pentru că mi-am dat o comandă de pe Notino. Dat fiind faptul că mi se terminase crema de față de la CeraVe, care știți și voi e preferata mea și o folosesc în fiecare zi. De data aceasta însă am zis să încerc și altceva, de aceea uitându-mă eu pe Notino după o cremă pentru ten potrivită mie, am dat de foarte multe produse pe care nu le-am încercat încă, așa că am zis că este timpul. Am aici în această cutie și produse pentru make-up, dar și câteva produse pentru skincare și bineînțeles am fost și în Dm. Avem și din Dm câteva produse noi pentru mine, așa că am zis să le introduc pe toate în clipul de astăzi, să le vedeți și voi, poate vă luați câteva recomandări, de ce nu? Acestea fiind spuse, eu vă invit să rămâneți în continuare. Hai să începem cu pachetul de la Notino, l-am aici în brațe, eu l-am deschis, asta ca să mă asigur că toate produsele au ajuns în siguranță și totul este ok. Și vreau să începem cu primul produs pentru care mi-am plasat și comanda. Căutam de data aceasta o cremă pentru ten, ceva mai potrivită pentru perioada aceasta mai rece a anului, pentru că eu am tenul uscat și acum este momentul perfect să caut o cremă ceva mai grasă, ca și consistența. Și am dat de una destul de potrivită, cel puțin la prima atingere. Este aceasta de la CeraVe, pentru tenul uscat și foarte uscat, care mi se pare foarte ok. Nu are parfum și la prima atingere mi s-a părut o cremă mai grasă ca cea pe care o foloseam eu până la momentul acesta. O să vă las o poză pe aici undeva ca să vă puteți da seama despre ce vorbesc. Dar mi se pare foarte potrivită pentru perioada aceasta mai rece a anului, mai precis iarnă. Cred că o să-mi hidrateze foarte bine tenul. Am aplicat-o o singură dată și mi s-a părut într-un fel că a intrat destul de repede în piele. Nu lasă pelicula aceea grasă pe care eu, sinceră să fiu, nu o suport, așa că mă bucur că nu face acest lucru. Este o cremă potrivită atât pentru față cât și pentru corp, care conține cele 3 ceramide esențiale plus acid hialuronic, ceea ce mi se pare foarte ok. Următorul produs pe care voiam să-l încerc neapărat de foarte mult timp și pe care l-am văzut lăudat foarte mult în online este acest ulei de machiant de la Nivea. Eu am varianta cu macadamia și sper să fie chiar ok. Este o variantă mai mult dedicată tenului uscat, ceea ce cred că o să mă ajute. Și l-am cumpărat pentru că am fost foarte curioasă de formula lui. Am fost curioasă să văd dacă o să-mi înlocuiască apa micelară pe care o folosesc în momentul acesta, cea de la Garnier. Eu am mai încercat și alte variante pentru a mă demachia. Într-un timp am folosit și lapte de machiant, care mi se pare un pas destul de important, mai ales pentru tenul uscat. Dar am zis să folosesc și genul acesta de ulei. Și sincer vă spun că eram la alegere între al cumpăra pe acesta de la Nivea și pe cel de la CeraVe, pentru că am văzut că au și ei o variantă și eu în general sunt foarte mulțumită de produsele lor. Doar că cel de la CeraVe venea într-o cantitate imensă, avea vreo 400 de mililitri și am spus că mai bine nu pentru moment, mai întâi să mă învăț puțin cu formula aceasta uleioasă pentru a mă demachia și mai apoi să trec la o cantitate mai mare, cum ar fi cel de la CeraVe. Eu sper să-mi placă, l-am văzut recomandat de voi chiar și în comentarii, așa că sper să-și facă treaba minunat. Mai multe detalii o să vă dau eu pe parcursul timpului, tot aici pe YouTube. Un produs foarte interesant pe care nu l-am mai văzut până acum, sincer, este această mască de la Garnier. Și am văzut-o pe Notino, mi-am cumpărat-o pentru că eu iubesc în general toate măștile de la Garnier. N-am avut probleme cu niciuna, așa că am zis să încerc una nouă. Este o mască de noapte din gama Hydra Bomb și mi se pare foarte interesant. O să vedem cam cum trebuie ea folosită. Văd aici că trebuie lăsată pe ten 15 minute. Are acid hialuronic și tot felul de alte ingrediente benefice tenului. O să vă spun părerea mea despre ea, dar mi se pare o variantă foarte interesantă de la ei, pe care n-am mai văzut-o până acum pe nicăieri. Deci o găsiți pe Notino în caz că vreți să o încercați și voi și dacă ați încercat-o, lăsați-mi în comentarii părerile voastre, pentru că sunt tare curioasă. Mi-am mai cumpărat crema aceasta de mâini dintr-o gamă pe care eu o iubesc de la Dermacol. Este gama cu ciocolată belgiană. Eu tot din gama aceasta am mai avut și gelul de duș, care mi s-a părut fenomenal și mi-a hidratat pielea foarte bine. De data aceasta mi-am luat și crema de mâini ca să o încerc. Este o aromă care mie îmi place foarte mult. Este cu ciocolată belgiană și ca să vă puteți da seama puțin de aromă, eu o asociez foarte bine cu perioada Crăciunului, pentru că miroase fix a bomboanele de berat și nu exagerez cu nimic. Mi se pare o aromă divină, este dulce, miroase ciocolată și puțin a portocale. Absolut minunată, mi se pare potrivită pentru perioada aceasta de toamnă, acum mai ales că se recorește afară și eu sincer cred că o să folosesc pe tot corpul. Eu în general când am creme de mâini care vin într-un gramaj atât de mare, le folosesc și pe restul corpului, acum o să vedem. Nu prea încape bine în geantă, ocupă cam mult spațiu, de aceea cred că o să fie o variantă bună și pe corp. O să vedem cam cum o să mă înțeleg cu ea. La prima aplicare mi-a plăcut destul de mult. Nici n-aveam alte așteptări de la ea. Chiar credeam că o să-mi placă. Trecem la produsele de make-up și am aici câteva noutăți pe care o să le încercăm noi într-un clip viitor foarte, foarte apropiat. Cam acestea sunt. Mi-am luat destul de multe pentru că voiam să le încerc. Și avem aici primul produs pe care mi l-am luat eu odată de la Wet n Wild. Este un brand cu care eu nu prea am avut de-a face, dar voiam de mult să-l testez, așa că am zis că este momentul perfect și mi-am luat un purățel de make-up de la ei pe care o să-l testăm într-un clip viitor. Este un purățel tare simpatic, este roz, o să vedem și cât este de rezistent, dar la prima atingere l-am scos din ambalaj și mi s-a părut destul de moale, așa că cred că o să mă înțeleg destul de bine cu el. Nu l-am mai văzut recomandat pe YouTube, dar o să vedem noi împreună dacă o să fie o achiziție bună. Oricum a fost destul de ieftin, undeva la 14 lei, cam așa, o să vă pun prețurile pe aici pe undeva ca să nu greșesc. Ei bine, lăsând aplicatoarele de make-up la o parte, trecem la produsele în sine și au venit toate în această punguță și o să le luăm pe rând și o să discutăm puțin despre ele. Pe unele le-am mai testat, pe altele nu, așa că hai să vedem care e treaba cu ele. Am aici un produs foarte drag mie și anume concealerul din gama True Skin de la Catrice. Mi l-am recumpărat într-o nuanță ceva mai deschisă pentru că acum vine iarna. Este nuanța 002 și mi se potrivește. Este o formulă îmbogățită cu acid hialuronic și este un concealer rezistent la apă. Rezistă destul de bine, acoperirea lui este una medie, dar poți obține cu el și o acoperire mare. Mie îmi place foarte mult pentru faptul că este un concealer destul de cremos, care nu evidențiază deloc zonele uscate ale tenului, pe care îl poți purta și într-o zi oarecare în care nu vrei să folosești fond de ten sau alte produse, doar să îți acoperi puțin imperfecțiunile. Mi se pare absolut fenomenal și l-am recumpărat. V-am spus și vouă că o să le recumpăr pentru că mi-a plăcut foarte mult. După care mai avem aici un creion de buze. Este de la Essence și este nuanța, să o găsesc pentru că nu prea știu, 302 cred că este. Mie îmi plac foarte mult creioanele de buze de la Essence, mi se par cremoase și mi se pare că rezistă bine în timp, așa că am zis să mai iau încă o nuanță ca să fie acolo. Un produs pe care totuși nu l-am mai testat până acum este acest corector de la Essence. Face parte dintr-o gamă care este destinată tenului sensibil, pentru că văd aici că nu conține nici parfum, nici alcool, silicon sau parabeni sau uleiuri minerale, ceea ce mi se pare destul de interesant și de-abia aștept să-i testez formula. Avem aici destul de multe produse de la Essence și Catrice, desigur o să urmeze clip cu ele, deci rămâneți aproape. Tot un produs de la Essence este acest mascara pe care, sincer vă spun, nu știu dacă l-am mai testat. Probabil că l-am mai testat acum mult timp, pentru că nu mai mi-amintesc nimic despre el, dar este acest mascara roz care promite un volum extrem. O să vedem noi cam care-i treaba cu el. Are o periguță destul de mare care cred că o să-și facă treaba bine. Asta o să rămână de văzut și o să vă dau eu mai multe detalii pe parcursul timpului. Trecem la produsele de la Catrice pe care le am aici lângă mine. Sunt două produse pe care voiam să le testez de foarte, foarte mult timp. Și anume, acest eyeliner care spune că a rezistat 24 de ore și pe care l-am văzut recomandat de foarte multă lume pe Instagram. Este un eyeliner mat de tip carioca, care este și waterproof. Deci o să vedem cam care e treaba cu el. Nu l-am încercat încă, deci nu am ce părere să vă dau. Și mai avem aici un gloss care spune că are un efect destul de mentolat pentru a mări buzele. O să vedem noi cam ce poate și care este efectul lui. Să știți că nuanța îmi place destul de mult pentru că este o nuanță de roz foarte deschisă, naturală, care cred că o să-mi placă. Nu conține sclepici în el, deci cred că o să fie o variantă foarte, foarte naturală de zi cu zi. Cam asta a fost comanda de pe Notino. Acum v-am spus încă de la începutul clipului că mai am câteva produse și din Dm. Ei bine, mi-am cumpărat acest deodorant de la Nivea, într-o variantă de 250 de ml, văd acum. Este acel deodorant care nu pătează hainele, dar o să vedem noi mai multe despre el pe parcursul timpului. Încă n-am apucat să-l testez foarte mult ca să vedem cam cum rezistă și așa mai departe. Un produs de care sunt foarte încântată și pe care l-am văzut recent, cred că pe Instagram pe undeva, dar de data aceasta când am fost în DM l-am și mirosit. Este acel gel de duș care are niște particule exfoliante în compoziția lui, care te ajută să îți exfoliezi puțin pielea în timpul dușului. Probabil aceste particule sunt destul de fine la atingere, astfel încât să obții o exfoliere destul de ușoară. O să vedem, pentru că nu l-am încercat încă, doar l-am mirosit. Și miroase extraordinar, miroase a caramel. Probabil că acest miros este asemănător, așa că da, nu știu, dacă îl vedeți pe undeva, măcar mirosiți-l. Are un miros și o aromă care mi-amintește foarte mult de perioada aceasta, deci cred că o să fie unul dintre produsele mele preferate. Spun asta deși nu l-am încercat încă, n-am mai încercat niciun produs de la Coty până acum, dar stând eu la raftul cu produsele lor, am văzut că au destul de multe variante, așa că dacă o să-mi placă acesta, cu siguranță o să mai recumpăr altele, pentru că mi se par foarte, foarte drăguțe. Vine într-un ambalaj drăguț, nu știu, mi se pare chiar foarte simpatic. Ultimul produs din haul-ul de astăzi este încă unul care mi-amintește foarte, foarte mult de perioada aceasta. Cumva eu am trecut definitiv în toamnă și cred că așteptam de mult anotimpul acesta, pentru că mie îmi plac mirosurile dulci și destul de puternice, care se potrivesc mai mult perioadei acestea rece a anului. Ei bine, am aici un gel de duș de la Balea. Este un gel de duș cu vanilie și cocos și îmi place destul de mult cum miroase. Nu am început încă să-l folosesc, dar cred că o să-mi placă destul de mult. Miroase pur și simplu a cremă de prăjituri cu vanilie. Miroase foarte, foarte bine și a fost undeva la 5 lei. Ei bine, o să vedem cam cum o să se descurce. Eu am mai încercat geluri de duș de la Balea, cam știu formula lor, nu usucă pielea și îmi plac destul de mult. Acesta a fost tot clipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și sper că v-ați luat câteva recomandări de produse. Din câte ați văzut astăzi la mine, a fost un haul destul de mare pentru că mi-am cumpărat destul de multe produse în ultimul timp. Însă sunt foarte, foarte încântată de acesta. Doamne, din miroase absolut divin, îmi vine să-l mănânc. În fine. Noi ne auzim data viitoare cu un nou clip. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți acel clip în care testez produsele de la Essence, Catrice și Wet n Wild pe care le-ați văzut astăzi. Așa că, da, rămâneți aici pe canal, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă, nu uitați să dați un like acestui clip și Instagramul meu este în descriere. Urmăriți-mă și acolo dacă vreți. Eu v-am pupat și noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!